Morning Glory, Morning Glory, nu bași dești în ochișorii. Și bonjurică, bonjurică, uite cum am ajuns noi în situația de a-i spune bună dimineața domnului nostru Mircea Vasilescu, profesor și prieten al emisiunii Morning Glory. A zis că Rock FM e singurul loc în care mai iese. Morning Glory, Morning Glory, ce aveți bre cu profesori? Exact, da. Bun. Bună dimineața, bonjurică și bun venit la emisiune. Nu am mai văzut de ceva vreme, dar nu, acum na, suntem bine. Acum am citit, na, ca toată lumea de calitate, Press One și am văzut un interviu acolo care începe așa: sunt tinerii din România slab pregătiți și fără cultură? Mircea Vasilescu, două puncte. N-are sens să dai vina pe ei. Tinerii sunt ceea ce am făcut noi, adulții. Și țara râde de ei că sunt proști, că țara îi vrea proști, cum cântau și sarmalele reci pe vremuri. Și Mircea Vasilescu, da, îi cunoaște pe tineri că predă la universitate, universitate care de altfel i-a și retras titlul de doctor honoris causa defectului lui Nicolae Ceaușescu. Și acum, na, fiecare generație are o părere mult mai proastă despre cea de dinainte ei, deci n-ar fi ceva nou pe fața pământului, dar ziceam să vorbim un pic, pentru că tema era cititul ăsta, că a apărut înainte un sondaj, o cercetare, cum că tinerii nu prea citesc. Și acum să vedem cum se vede de la catedră. Că sunteți și un profesor simpatic și un interlocutor blând și bun, și un pedagog bun. Acceptabil. Da, cât de cât. Cât de cât. Facem și noi ce putem. E, răspunsul corect e că noi nu știm cât citesc tinerii și cât se citește în general. S-au făcut o felul de sondaje, dar niciun studiu serios. Bun, știm că se citește puțin. Pe mine mă interesează mai mult de ce stau lucrurile așa. Nu întâmplător am zis și eu cred asta. Bun, e ușor să dai vina pe tineri. Tot auzim refrenul ăsta: domnule, mai puneți mâna pe carte, mai lăsați internetul. De multă vreme, intelectuali absolut stimabile au scris, citesc de pildă dintr-un mare critic literar: internetul e un mijloc de tâmpire universală. Nu se poate spune chestia asta, depinde ce faci cu el. Pe internet poți să citești, da, poți să asculți toată muzica lumii pe YouTube. Sigur, sunt și prostii pe internet. Dar și cartea tipărită sau tiparul, și ăla a fost mijloc de tâmpire, dacă ne uităm numai la revistele porno și la cărțile tâmpite care au apărut. Și asta. Și am înțeles că și Hitler avea o bibliotecă, exact, impresionantă. Nu numai că avea o bibliotecă, dar și el e autor de cărți, până la urmă. Mein Kampf, tot carte e. E coleg și cu dumneavoastră și cu mine. Sigur. Doi, ce o să zică, noi autorii. Vorba Elenei Ceaușescu, ce o să zică, da, colegii mei intelectuali? Exact, da. Da, tinerii au aparat critic. Adică, nu știu, cum se văd ei ca ființe umane cu care interacționezi? Bun. Vorbesc, pun întrebări. Adică, de unde vine sursa răului, după părerea unui profesor de la universitate? După părerea mea, bun, ei sunt cum sunt. E destul de greu să faci generalizări. Eu sunt totuși profesor la litere și ai noștri citesc, că n-așa au ales meseria asta. Da. Dar eu cred că sursa vine din România educată în formă continuată și înapoi la lume dată. Povestea asta cu reforma în educație trenează de 30 de ani, să face și nu se face. Unde ar trebui să fie pregătiți? Cititul se învață, se educă, nu e o calitate născută, nu e genetică. E, unde să învețe chestia asta? La școală. Dar la școală literatura se face într-un mod, cum să zic, pe care încerc să nu-l caracterez. Mircea Cărtărescu zicea cam acum vreun an într-un interviu, și bineînțeles că și-a încasat-o din unele părți, că decât să o facem așa, mai bine scoatem literatura de la BAC. Se învață comentarii pe din afară, comentariile trebuie reproduse la examenul de bacalaureat, că dacă nu pierzi puncte, și cam asta e. Păi, sigur că multora nu le mai vine cheful după aia să mai citească dacă asta li se spune că e literatura. Nu mai vorbesc și lectura, dacă asta, și lectura, evident, așa trebuie practicată. Nu mai vorbesc de faptul că, bun, se predă istoria literaturii, dar nu, în școală nu se studiază scriitorii de azi, care se adresează sensibilității lor. E greu să-l convingi pe un puști de 15-16 ani că literatura e plină de comori, că e nobilă, că îți dă tot felul de senzații emoționale, intelectuale, satisfacții, minuni, când îl pui să citească proza de pescuit și vânătoarea lui Sadoveanu, să mă ierte Sadoveanu, care e un mare scriitor. Dar trebuie și altceva. În plus, mai e ceva.
În țări unde se citește mai mult ca la noi, în Germania, în Suedia, în Italia, în Franța, există politici publice pentru stimularea lecturii. În Italia, de pildă, de câțiva ani, când împlinești 18 ani, te înscrii pe un site, îți trebuie un smartphone atâta sau un laptop. Te înscrii pe un site și primești cadou 500 de euro pe care să-i cheltuiești, ai un interval de vreun an jumate în care să cheltuiești ăștia 500 de euro pe cărți, inclusiv în format digital sau audio, bilete la spectacole, CD-uri sau DVD-uri cu muzică și filme și altele, deci pe produse culturale. În Germania e ceva asemănător, Kulturpass se cheamă, dar germanii sunt mai zgârciți, numai 200 de euro dau. Și altele de genul ăsta. În Franța, anul trecut, s-au deschis 142 de librării fizice pe pământ. Nu. Asta e excentric. Nu e excentric, dar e împotriva ideii că, vai, acum totul trece online. Sigur că multe trec online, sigur nu mai putem fără online. Dar uite că se poate și așa. Și sunt tot felul de... La noi nu s-a făcut nimic în planul ăsta. Nu există politici culturale, politici publice care să-i stimuleze pe tineri, în primul rând, că noi adulții ăștia suntem, mai avem un pic și cântăm alte melodii. Dar pe tineri să-i stimuleze să meargă la teatru, să... Pe de altă parte e o problemă de acces la cărți. Da, sunt scumpe. Pe de o parte. Cartea mea e bună, dar e scumpă. Exact. Dar în același timp e scumpă. Da. Pe de altă parte, bibliotecile, bine, n-ai bani să-ți cumperi cărți, dar există biblioteci. La noi erau vreo aproape 5.000 de biblioteci publice în 1990. Ultima dată când m-am uitat eu la Institutul Național de Statistică, era 1914, atât. Deci au scăzut la mai puțin de jumătate. Bibliotecile sătești există cu numele multe dintre ele, nu se întâmplă nimic acolo. Sunt și alea școlare, presupun, alea din școli. Alea școlare, în statistică, sunt câteva mii, dar nici acolo. Și n-au bani de cărți. Și atunci, unde să citească oamenii? Ce să facă? Bani să cumpere n-au, la bibliotecă nu găsesc. Sau găsesc niște lucruri prăfuite de acum 20 de ani și cu foile rupte. Dar tinerii, cum ies din liceu? Au un aparat critic dezvoltat? Știu să pună întrebări? Știu să foarte se... Foarte puțin. Mi se pare că foarte puțin. Și comunică prost. Că printre altele, dincolo de sentimentele înălțătoare, cititul e bun și pentru asta te ajută să comunici mai bine, vezi niște fraze bine construite, înveți cuvinte noi, îți vin cuvintele, ca să zic așa, în momentul când vorbești, dacă ai citit totuși ceva. Și poți să citești diverse, neapărat marea literatură a lumii, deși e foarte bine dacă ajungi acolo. Cum a zis un comedian, Radu Isac îl cheamă, dacă știi multe cuvinte, înseamnă că nu te descurci cu puține. Exact. Da, asta e. Merge și așa. Dar ce calități au tinerii din ziua de azi? Studenți, na, vorbim despre foști liceeni. Studenții din ziua de azi mi se pare totuși că sunt mai deschiși către lume pentru că au crescut totuși în libertate. Ei sunt născuți gata conectați la lume cu aceste instrumente pe care mulți le blamează, cu smartphone-ul, cu laptop-ul, cu nu știu ce. Sunt mai deschiși. Mi se pare uneori că sunt ceva mai pragmatici, știu mai bine ce vor, își fac un plan de viață mulți dintre ei. În generația mea noi eram mai iuriți, nu prea. Și oricum, ce planuri de viață ce planuri să puteai facem? Să-ți faci atunci că făceați partidul planuri pentru tine, exact, da. Începând cu profesia și terminând cu patul, că na, și acolo se băga partidul. Deci așa mi se par. Poate că e impresia mea, dar mulți nu știu să comunice, n-au curiozitatea asta de a pune întrebări mai multe, de a-și argumenta o opinie, de a-și exprima o opinie în mod deschis, chit că e greșită. Le rușine sau nu articulează? Am senzația că da și am senzația, poate greșesc, că tot liceul îi strică. Ei sunt învățați în liceu să nu vorbească neîntrebat, să nu spună dacă nu știu răspunsul corect. Și nici să aibă curiozitate. Și nici să aibă curiozitatea. Ori, eu am mai predat și prin alte țări. Și acolo studenții erau foarte deschiși din acest punct de vedere, spuneau ce gândesc, chit că era o greșeală, chit că nu știau. Dar spuneau, uite, eu asta cred. De-aia vii la facultate, ca să-ți îndrepți greșele, să înveți de la alții. Așa că spune ce gândești, spune deschis. Se tem, se feresc.
le e teamă să nu se facă de râs, să nu spună, păi mi-a mai și spus câțiva studenți, zice, eu aș fi intervenit să spun, dar mi-era teamă că de colegi că o să spună că am zis o prostie. Dar uitându-ne acum la internet, nu, că ele și și mumă și muma pădurii în același timp, e, cum se vede comunicarea? Adică cum se văd ăștia care au citit și care îi trag de urechi pe toți ceilalți pe internet? Adică cititul ăsta pare că vine și cu un fel de certificat de superioritate la pachet și pentru că l-ai citit pe Marin Preda de două ori și ai văzut și filmul, poți să îl tragi de urechi pe Viorel Ilișoi pentru care o părere despre o piesă manifest al feminismului. Da, probabil că și asta creează în unii rețineri. Adică ce ar trebui să citești ca să devii cu adevărat superior în momentul ăla? Da, bine, depinde. Dacă vrei să devii superior, ia-o pe drumul tău. Nu știu ce să spun la asta. Citește-l pe Dante în original dacă vrei să devii superior și mai discutăm după aia. Dar poți să citești foarte multe. E adevărat, intelectualii, scriitorii tot fac pledoarie pentru marile cărți, pentru autorii importanți, nu-ți pierde vremea cu fleacuri, nu citi lucruri legere. Sigur, ei trebuie să facă asta și sigur că e important să citești marile cărți și să ai habar de mari autori. Da, oferta editorială e mult mai amplă și mai diversificată în zilele noastre decât era acum 40 de ani sau 50 de ani. Poți să citești altceva și, nu știu, literatură motivațională, dar atenție că acolo sunt unele lucruri bune și altele sunt maculatură, sunt niște prostii. Nu știu, cărți de spiritualitate, dar iarăși atenție, că unele sunt interesante și înveți ceva, altele sunt gargară. Și așa mai departe, cărți de popularizare a științei. Pentru că în ideea asta de cultură, Solomon Marcus pleda întotdeauna pentru asta, domnule, nu uitați de cultura științifică, unde noi stăm prost. Și vedem, pe urmă, prin sondaje că nu știu cât la sută din români cred în superstiții, în pământul plat și în alte alea. Păi de ce? Pentru că nu au o cultură științifică totuși. Și sunt cărți de popularizare a științei, despre cosmos, despre natură, despre tot ce vrei. Și vaccinuri. Despre vaccinuri, exact. Nu mai vorbim despre asta. Și atunci, cum să ai încredere în știință când ești blocat în superstiții de acum 100 de ani? Și înțelegi și cum funcționează ciorapii înmuiați în oțet. Ăsta ar fi un avantaj al parcurgerii textelor de popularizare a științei. Trebuie să înțelegi întâi ce e la oțet. Cum se compune oțetul. Așa, dacă ar fi să... Uite, hai să facem o listă. Genul ăsta, că asta merge pe internetul mare. Top 5 motive, am văzut, avem la Școala Ajutătoare de Presă un titlu, am găsit pe Ager Press, top 5 motive, top 5 situații în care o trotinetă electrică îți poate fi de mare ajutor. Ei, cineva a citit, a terminat o facultate, că era scris corect textul, dar este de o imbecilitate desăvârșită. Deci, vedem cum avem, s-au format deja două tăișuri la chestia asta. Cum ar propune domnul profesor Mircea Vasilescu o listă de lectură formatoare? Da, adică cele, nu știu, 10 cărți sau... Cu ce ar trebui să înceapă cineva ca să aibă o viață fericită și să fie și el mulțumit și mai ales să învețe să nu se oțărască la oameni pe internet și să-i facă tâmpiți doar pentru că el a citit. Dacă ar trebui să-mi deschid un cabinet de consultanță și de terapie. Exact, și atunci aș discuta de la caz la caz în funcție de... E greu de găsit o regulă generală sau, de fapt, e foarte ușor. Pui 10, o iau așa, pun acolo Shakespeare, Tolstoi, Marin Preda, Nichita Stănescu și așa mai departe, am ajuns la numărul 10, dar după aia ascultătorii o să fie nemulțumiți pentru că nu li se potrivește. Depinde unde te afli. Adică dacă e cineva acum blocat în trafic și ne ascultă, zice, uite, domnule, are dreptate și proful ăsta. Eu n-am mai citit romane de mult. De mâine citesc romane. Foarte frumos. Dar dacă încep cu Teodoros, nu o să meargă. Dacă n-ai mai citit romane de 15 ani sau cu Thomas Mann, sau mai știu eu cu cine, nu o să meargă, o să te plictisești. Depinde unde te afli. Poți să citești, într-adevăr, nu știu, dacă vrei să citești romane...
și nu prea știi cum. Ia-o de la clasici, citește un Balzac mai întâi și după aia vin cu acest premodern și după aia ajungi la Cărtărescu și poți să te scufunzi în Teodoros, care e greu și ca limbaj, de pildă. Sunt cuvinte pe care nu le înțelegi. Trebuie să te duci la dicționar și nu o să te ajungă dexul pentru ce e acolo și ce spectacol face Mircea Cărtărescu din cuvinte. Dacă vrei, citești poezie, păi nu începe cu suprarealiștii. Da, asta, nu te arunca asta, direct în asta. Clar, da. E clar, o să spui, asta nu-i poezie, așa cum se și întâmplă. Apropo și de piesișoara aia, domnule, e poezie, sunt versuri dacă pui cuvinte cu P în ele? E o discuție foarte complicată asta. Și așa mai departe. Bun, n-ai aplecare spre literatură, spre ficțiune, spre sensibilitate, spre zone de-astea. Poți citești eseistică, poți citești istorie, poți citești multe alte lucruri. De-aia zic, alminter, sigur, tindem cu toții să ajungem la asta. Dom'le, să vreau să citesc Orhan Pamuk. Vreau să citesc Gabriel García Márquez, 100 de ani de singurătate. Vezi că și acolo s-ar putea să te încurci. Are niște chestii ciudate acolo, care nu se potrivesc cu realitatea. Dacă n-ai mai citit altceva înainte și citești din prima lucruri stranii și fantastice, o să zici, bă, ce-i asta? Că basm nu e, altceva nu știu. Dar tinerețe fără bătrânețe mai merge? Tinerețe fără bătrânețe, de ce să nu meargă? Merge. Asta merge la bătrânețe, cum să zic, recitești basme de la o vârstă. Doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga ne spunea, apropo de Dante și de Divina Comedia, sigur, ne preda Divina Comedia, după care ne spunea, dragă, sigur că eu o să vă cer la examen, că na, sunt obligată să vă cer, dar nu sunt voi la vârsta asta, nu înțelegeți nimic din Dante. Asta e lectură de bătrânețe. E ca la Pinot Noir, după 30 de ani, poți să te apuci să bei Pinot Noir, că nu pricep absolut nimic. Până atunci, nu e pentru băutori tineri. Sperăm că v-a folosit discuția noastră și, în general, cred că și abordarea blândă, înțelegătoare a metehnelor care țin de cultivarea părții interioare a corpului nostru, și nu mă refer la stomac aici, ar trebui să înceapă totuși cu puțină blândețe, nu cu dispreț, nu cu duritate, căci, cu seducție mai degrabă. Căci vremea este în schimbare, să citim cu mic, cu mare. Exact, da. Da, asta e. Și ca dovadă că România totuși este o țară în care, într-adevăr, nu se prea citește, se poate verifica acum la intrarea în toate mini-supermarketurile și magazinele și instituțiile de stat și bănci și uși de bloc, pentru că românii, da, nu citesc deloc și de aia trag de o ușă pe care scrie împinge. Eu sunt primul idiot. Eu sunt acela. Așa că îi mulțumim domnului profesor Mircea Vasilescu, ne bucurăm că ne-am văzut. Mulțumesc. Și sperăm că v-a fost de folos povestea. Trebuie să facem un fel de listă totuși, nu? O să facem. Asta e obsesia tuturor. O trimitem pe mail. Și acum toți au rămas, bă, dar care sunt cele 5 motive pentru care o trotinetă electrică, de fapt în capul, dar dracu de cărți, să ne zică ăsta care sunt cele 5 motive pentru care o trotinetă electrică îți poate fi de mare ajutor. Acum trebuie să vedem și, care ar fi cartea aia pe care o recitiți din când în când? 100 de ani de singurătate și Gargantua și Pantagruela lui François Rabelais. Asta e cartea mea preferată ever. Sunt ciudat. Da, nu seamănă între ele, dar nu sunt mișto. Amândouă. Da. Eu într-o vreme citeam Vara, Huckleberry Finn. Da. Este o carte pe care o ador. Dar, mă rog, mai vedem. Ne mai gândim. Mai încercăm și altfel. Așadar, mulțumim foarte mult. Îi spunem domnului profesor La revedere. Și sigur vă dăm întâlnirea cu muzica voastră preferată în continuare aici la Rock FM, dragi prieteni ai rockului și nu numai. Morning Glory, Morning Glory, ce tăcuți iepeștișorii.